Doamnelor, domnilor, este ora 17, urmăriți decisiv la Antena 3 CNN. Sunt Gina Vacariu, avem o informație de ultimă oră. S-a prăbușit peretele unui internat dintr-un liceu din județul Hunedoara. Din primele informații, un copil ar fi prins sub dărâmături și se află acum sub dărâmături. Intrăm în legătură directă alături de Alina Ciobotariu, purtător de cuvânt ISU Harghita. Vă rog, doamna Ciobotariu, care sunt informațiile din aceste momente? Ați reușit să-l scoateți pe acel copil? Bună ziua, așa este. Astăzi, în jurul orei 16, a fost anunțat faptul că s-a prăbușit un perete la internatul liceului Tama și Aron din municipiul Odorheiu Secuiesc, cu posibil persoane surprinse sub dărâmături. Suprafața afectată este de aproximativ 200 de metri pătrați. La locul intervenției au fost angrenate forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Odorheiu Secuiesc, cu două mașini de stingere, una de descarcerare, un camion, un container multirisc, o ambulanță SMURT, trei ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean Harghita, precum și cinci echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Până în aceste momente, trei persoane au fost extrase, două dintre acestea fiind predate echipajelor medicale, iar pentru una dintre ele, în aceste momente, se aplică manevre de resuscitare. Misiunea este în dinamică, se continuă acțiunea de căutare, salvare a tuturor persoanelor surprinse în urma acestui eveniment. Trebuie să fac o precizare, vorbim așadar de județul Harghita. Harghita, vin către dumneavoastră, doamna Ciobotariu, din nou să vă întreb care este starea celor trei persoane pe care dumneavoastră le-ați scos de sub dărâmături în aceste momente, dacă aveți informații. O persoană a fost predată în stare conștientă, una în stare semiconștientă echipajelor medicale și vă precizam pentru că pentru ultima dintre acestea se aplică în aceste momente manevre de resuscitare de către echipajele medicale. Toți sunt copii, sunt elevi care stau în acel internat? În aceste momente nu vă pot da informații în acest sens, însă ar fi vorba, da, de minori. De minori. Aveți și vârstele lor? Nu, nu. Dar ce s-a putut întâmpla acolo din primele informații pe care le aveți de la fața locului? Este prematur să ne pronunțăm despre ceea ce s-a întâmplat. Misiunea noastră în aceste momente este de salvare a tuturor persoanelor surprinse. După care, cu siguranță, se vor face cercetări în acest sens. Și din câte știți dumneavoastră, doar trei copii, trei elevi care locuiau în acest internat ar fi... Nu, nu. Vă spuneam, acestea sunt datele preliminare pe care le avem în acest moment. Deci s-ar putea să fie mai multe persoane care sunt sub dărâmături în aceste momente? Deocamdată nu știm. Acestea au fost extrase până în aceste momente. Se continuă acțiunile de căutare-salvare. Doar știți din ceea ce au reușit colegii să facă la fața locului că trei elevi au fost scoși. Da, exact. Dar în aceste momente căutați dacă mai sunt și alte posibile victime. Așa este. Așadar, o intervenție în desfășurare la acest liceu din județul Harghita. Ați reușit sau au reușit cei din conducerea acestui liceu, din ce informații aveți, să ia legătura și cu familiile acestor elevi pe care dumneavoastră i-ați scos de sub dărâmături? Vă spuneam că evenimentul s-a petrecut cu mai puțin de o oră în urmă. Echipajele noastre care sunt angrenate în această misiune fac eforturi pentru a salva toate victimele și cu siguranță ulterior vor fi anunțate familiile și se vor face toate demersurile necesare. Deci să recapitulăm, doamna Ciobotariu, avem în acest moment un elev care este resuscitat. Un elev despre care dumneavoastră spuneți că este într-o stare ceva mai bună și încă unul inconștient? În stare semiconștientă, da. Deci deocamdată preluate se știe despre aceste două trei victime, dintre care una în stare conștientă, cea de-a doua în stare semiconștientă, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc. Pentru cea de-a treia victimă se aplică manevre de resuscitare. Așteptăm informații și noutăți de la dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru intervenția de la această...